Mai mulți cicliști din 10 țări au ajuns sâmbătă în Drobeta, Turnu Severin, astăzi poposind din nou în municipiu pe traseul de întoarcere. Cei care au răspuns acestui eveniment au fost întâmpinați în orașul nostru cu ospitalitate de către autoritățile locale, oferindu-le un loc în care să se odihnească și acces la dușuri. Asociația Adevărații Veloprieteni organizează a doua ediție a evenimentului din ciclismul de anduranță Drumul Dunării Randonneur, care reprezintă brevetul din categoria 1200 de kilometri plus, România fiind una din cele 60 de țări din lume care găzduiesc astfel de evenimente. Chiar dacă suntem stresați din cauza circulației, pasiunea pentru ceea ce facem întrece orice. De asta v-ați înscris, din pasiune? Din pasiune de mișcare, din pasiune pentru sport, din pasiune de viață. Viață înseamnă mișcare, mișcare înseamnă viață. Sunt două lucruri care se completează. Care a fost traseul? În ce zonă? Din București am plecat. Am luat-o pe la Lehliu, Lehliu gară, spre prin Calafat, Giurgiu, pe acolo. Și Turnul Măgurele, Debuleni. Și în vest ați mers până la? Până la Baziaș. Sus am urcat la Zlatița, Leșcovița, unde a fost o urcare, nu știu cum să vă spun, superbă. Da? Cu cât e mai greu, cu atâta ne place nouă mai mult să practicăm acest sport, care se numește ciclism de anduranță. Vineri s-a dat startul acestui maraton, ce s-a desfășurat timp de 5 zile pe traseul București-Lehliu-Gară, Mănăstirea, Oltenița, Giurgiu, Zimnicea, Turnu Măgurele, Debuleni, Calafat, Drobeta, Turnu Severin, Orșova, Moldova Nouă, Baziaș, Orșova, Drobeta, Turnu Severin, Calafat, Debuleni, Turnu Măgurele, Roșiorii, Devede, Videle și București. Cel mai tare, bineînțeles, Dunărea, care este foarte frumoasă, special pe clisură, clisura Dunării, extraordinar de frumoasă. Orașul Orșova, iarăși mi-a plăcut foarte mult. Da, condițiile sunt foarte bune. Dificil? Da. Se adună multe ore de oboseală, se pedalează în condiții mai grele, pe timpul nopții, pe ploaie, pe caniculă, în stare de oboseală. E un efort, dar merită? După fiecare tură zic, gata, asta e ultima. Dar după un timp îmi place ce am făcut, ce stau și mă gândesc, o reanalizez. Timpul limită maxim de parcurgere a traseului pentru obținerea brevetului este de 117 ore, tranzitând punctele de control organizate de Asociația Adevărații Veloprieteni, împreună cu partenerii și autoritățile locale. Primăria Drobeta Turnu Severin sprijină ciclismul Drobeta Turnu Severin. Din acest motiv, în acest an, suntem și parteneri la Drumul Dunării. Este un traseu de peste 1400 de kilometri și cu sportivi din 10 țări, care din fericire au punct de control în Drobeta Turnu Severin la kilometru 601 și la kilometru aproximativ 900 pe întoarcere, iar aici în sala polivalentă primesc un loc unde să se odinească câteva ore, de asemenea dușuri și toaletele necesare, dar și în cazul în care au nevoie de alt sprijin, suntem aici tocmai pentru a-i ajuta și a promova ciclismul, mai ales că în Turnul Severin am insistat foarte mult în ultima perioadă să mai renunțăm la mașini, să trecem la biciclete și de aceea și pistele de biciclete care au apărut în Drobeta Turnul Severin pot fi folosite, dar așteptăm cicliști, pentru că, din păcate, toți preferăm ca pentru 500 de metri de mers dintr-un loc într-altul sau chiar și un kilometru să folosim mașina. Bineînțeles, asta înseamnă și poluare și mai puțină sănătate. Ce înseamnă pentru oraș faptul că a fost inclus în acest traseu? Înseamnă că acești sportivi apreciază zona și din ce am discutat cu dânsii au observat faptul că este un oraș curat, un oraș care are niște piste la standarde europene. Au contat foarte mult și faptul că proiectul este mai nou și a trebuit să respectăm toate normele din domeniul apărute și în ultimii ani. Iar sperăm să atragem și mai ales populația tânără, cetățenii din Drobeta Turnu Severin, către un sport atât de curat și nobil.
Primarul Marius Creciu, cunoscut ca un iubitor al sportului, încurajează astfel de inițiative și evenimente, autoritățile locale bucurându-se că pot facilita accesul participanților prin intermediul sistemului de piste creat pentru bicicliști. Pistele reprezintă un real sprijin pentru acest eveniment, fiind construite la cele mai noi standarde europene.